Salutare, prieteni! Astăzi readucem în FIFA 23 rivalitatea epică dintre MSN și BBC. Messi, Suarez și Neymar au format o tripletă de atac devastatoare la Barcelona și s-au luptat pentru supremația din La Liga și UCL cu Bale, Benzema și Cristiano Ronaldo, jucători ce au făcut istorie pentru Real Madrid. Tot pentru Barcelona și Real vor juca și în clipul de astăzi, doar că îi vor avea colegi pe jucătorii actuali, iar ca totul să fie mai interesant, i-am upgradat la cea mai bună formă pe care au avut-o în jocurile FIFA. Ca de fiecare dată vom avea 3 probe, prima este cea de Volta, apoi un meci de 11 contra 11, iar în caz de egalitate vom decide totul la penaltiuri. Înainte să vedem acest super duel, știi ce ai de făcut? Abonează-te, mai avem foarte puțin să ajungem la cota 10.000 și hai să strângem multe, multe like-uri la acest clip. Prima probă în care vom vedea pe protagoniștii de astăzi va fi un meci de Volta, avem aici 3v3 fără portar și primii care ajung la 3 goluri câștigă. Am ales ca locație acest părculeț din Paris, undeva frumos, cochet, lângă turnul Eiffel. Băieții noștri par pregătiți să facă o partidă foarte interesantă, chiar sunt curios să vedem ce se întâmplă. Primii la minge sunt cei din tripleta BBC, pasează Bale și Benzema. Benzema trage și iată, după 4 sau 5 secunde, Benzema reușește să facă 1-0 pentru tripleta BBC. Nu stă pe gânduri francezul. Primește Ronaldo, mai departe pentru Gareth Bale, Benzema acum, Benzema ridică această minge pentru Bale și cât de bine se apără Neymar. Se mută repede atacul, Messi cred că vrea să tragă, o face în blocaj, mai trage Messi odată, Benzema se apără și el bine. Minge la Neymar, din prima pentru Messi, Messi față în față cu Benzema, care se apără din nou foarte bine, iată francezul, poate să fie și fundaș la nevoie. Se întoarce în atac tripleta BBC, Benzema pentru Ronaldo, reprimește francezul, șutează mingea, ricoșează la Messi care n-avea cum să spună nu la o asemenea invitație. Poarta este goală și Messi restabilește egalitatea. Se mișcă foarte mult și pasează la fel de mult madrilenii, primește Bale, îi trimite înapoi lui Ronaldo, Ronaldo pentru Benzema care trage din nou din prima și face 2-1, dublă pentru balonul de aur. Messi era acolo pe traiectoria șutului, dar nu știe să se apere. Încearcă acest atac cei din tripleta MSN, Neymar combină cu Suarez, trage și cred că a fost bară, șansă imensă de 2-2. Minge ajunge la Gareth Bale, un călcâi greșit, Suarez recuperează, minge pentru Messi și se face 2-2, dublă și pentru Lionel Messi, care marchează din nou un gol foarte simplu, iar din acest moment orice reușită va fi decisivă. Repun mingea în joc cei din tripleta BBC, Benzema înalță pentru Ronaldo! Ce gol marchează Cristiano Ronaldo! Superbă reușită! Iată cum alege portughezul să finalizeze această primă probă de Volta, o forfecă laterală de senzație! Tripleta BBC pune mâna pe primul punct din duelul de astăzi. Este 1-0 la general în aceste momente și așteptăm cu nerăbdare replica celor din tripleta MSN în meciul de 11 contra 11. Messi, Suarez și Neymar trebuie să facă o partidă senzațională alături de colegii lor de la Barcelona din clipul de astăzi. Dacă vor să câștige acest experiment, nu va fi deloc ușor pentru că la cotitură îi așteaptă tripleta BBC gata de atac. Primește Messi și reușește o pasă bună pentru De Jong, mai departe la Suarez, așteaptă Neymar în careu, primește brazilianul, vrea să tragă din unghi, dar Courtois are mare experiență și nu poate fi bătut așa ușor. Începe în forță meciul, atacul Barcelonei. Se bate scurt cornerul, Messi centrează în careu, lovitură de cap, dar Courtois n-are cum să aibă probleme. Real Madrid destul de retras în aceste prime 15 minute, Messi pentru Koundé n-a fost offside, mai departe la Suarez, Suarez în careu și bară! Ce ocazie are aici lui Suarez! Șutul său e bun, dar se oprește în transversala lui Thibaut Courtois. Se pare că își doresc destul de mult să egaleze la general băieții din MSN, însă sunt lipsiți de noroc până acum.
Primește Modric din prima pentru Benzema, mai departe la Bale, Ronaldo are drum liber către poarta lui Ter Stegen, Ronaldo, dar ocazie importantă, paradă senzațională a lui Ter Stegen. Ce ocazie are aici portughezul să facă 1-0, este foarte dezamăgit. Recuperează Pedri și poate da drumul la contraatac, pasă perfectă pentru Neymar, Neymar intră în careu, este în unghi, Neymar pasează cu Suarez, Suarez trage în blocaj, faza nu se termină, minge respinsă din 6 metri și mai departe Tchouaméni reușește să recupereze, ce ocazie importantă pentru Barça. Acum Pedri pasă pentru Busquets din prima pentru Suarez. Suarez combină frumos cu De Jong. Suarez mai departe pentru Neymar. Șansă imensă. Neymar o dă și el în bară. Cât de frumos combină atacul MSN, însă Neymar este și el ghinionist la fel ca Suarez. Trage bine, însă se opune bara. Luka Modric pentru Gareth Bale, mai departe la Benzema, Benzema atacă un spațiu liber, însă încetinește, așteaptă sprijin francezul, Benzema avansează, pasă pentru Bale, Bale mai departe, dar Araujo ce bine se apără. Se termină exact cum au început primele 45 de minute, duel indecis până acum, Ronaldo a avut o mare ocazie pentru BBC, în timp ce MSN a ratat cât pentru 100 de meciuri, 0-0 la pauză și așteptăm golurile în repriza secundă. Mendy la minge, pasează cu Ronaldo, acesta pasează cu Benzema, Modric acum și un fault urât la Modric, Christensen vede cartonașul galben, lovitură liberă pentru BBC dintr-o poziție foarte periculoasă. Va fi o schemă aici, Toni Kroos sare peste minge, Benzema pentru Ronaldo, Ronaldo nu reușește să tragă, fază irosită. Recuperează Realul, Toni Kroos la minge, pasează cu Tchouaméni, reprimește, pasează pentru Benzema, Ronaldo, Ronaldo vrea să tragă de acolo, însă o face foarte slab. Cu tot respectul, dar ăsta nu este șut de prime Ronaldo, este șut de Ronaldo de la Al Nassr. Minutul 65, în continuare 0-0, cele două echipe nu găsesc drumul către gol, Messi combină cu Pedri acum, reprimește Messi într-o poziție bună, se întoarce, pasează cu De Jong și din nou o fază irosită. Carvajal pentru Modric, Benzema acum, Benzema pentru Bale, Bale pasă bună la Ronaldo, Ronaldo se întoarce frumos, dar Ter Stegen are o intervenție senzațională. Ronaldo îi rupe coloana lui Araujo, dar nu reușește să-l bată pe Ter Stegen. Mare ocazie! Recuperează foarte sus mingea cei de la Real Madrid, Benzema pentru Kroos, urcă Mendy și primește în marginea careului, Mendy în blocaj, mai pasează odată la Ronaldo, Ronaldo la Bale și este gol! BBC reușește să dea lovitura, Gareth Bale reușește să marcheze în minutul 75, 1-0 în aceste momente pentru tripleta BBC. Revedem această fază plecată de la Mendy care pasează cu Ronaldo, iar portughezul face assist, îi pune mingea pe tavă lui Gareth Bale care nu prea s-a văzut în această partidă. Însă face ceva mult mai important, cu un șut la poartă reușește să marcheze, procentaj de 100% pentru jucătorul care a lăsat fotbalul pentru golf. Barcelona strânsă cu ușa în aceste momente, trebuie să reacționeze imediat, însă nu cum o face Kessié, care face un fault urât. Kessié cu banderola pe mână pentru că l-a înlocuit pe Busquets, asta e singura explicație. Recuperează Christensen și trebuie să se grăbească Barcelona, pasă pentru Neymar, Alba combină frumos cu Neymar, primește Suarez acum, urcă și De Jong, De Jong ia acțiunea pe cont propriu, De Jong în careu, pasă în fața porții, Pedri reușește să restabilească egalitatea, MSN ajutată de coechipierii în aceste momente, olandezul De Jong îl găsește perfect cu această pasă pe Pedri care n-avea cum să rateze de acolo. Barcelona reușește să salveze această partidă și probabil că o va duce în prelungiri. Barcelona a prins curaj și vrea să mai dea drumul la măcar un atac. Suarez călcâi pentru De Jong. De Jong cu o pasă în zona lui Messi, iese și Courtois, agață mingea Courtois. Faza rămâne periculoasă, minge care ajunge în poartă. Gol pentru Barcelona, dar se pare că s-a fluierat. Incredibilă această fază, trebuie neapărat să vedem ce s-a întâmplat acolo.
Se pare că arbitrul vede fault la duelul dintre Mendy și Messi, consideră că Mendy ar fi putut să respingă, dar a fost incomodat de Messi, o fază haotică ce putea să însemne golul victoriei pentru Barcelona. Spuneți-mi și voi în comentarii dacă a procedat corect arbitrul, a fost sau nu fault aici. Cele 90 de minute se termină la egalitate 1-1 și vom avea parte de golul de aur pentru a decide această probă. Pasează bine madrilenii, Valverde pentru Ronaldo, de Viere, reprimește Ronaldo și Ter Stegen din nou cu o paradă senzațională. De Jong pentru urcarea lui Pedri, Pedri în careu, se întoarce, pasează cu De Jong din prima la Suarez, Suarez, ratare monumentală! Suarez putea să tragă la lung, dar alege să-l ia la țintă pe Courtois, incredibil! Toni Kroos la minge, pasă interceptată de Christensen, contraatac ce arată periculos, Suarez pentru Messi, Messi nu-l învinge pe Courtois, incredibil ce se întâmplă, parcă le e frică să marcheze. Ronaldo se întoarce cu fața spre poartă, pasează bine la Valverde, arată bine acest atac, mai departe la Carvajal, Carvajal pentru Valverde și s-a terminat! Valverde își ajută colegii, Real Madrid reușește să marcheze golul de aur, BBC câștigă și această probă în fața celor de la MSN, bucurie imensă în aceste momente pe stadion, Benzema, Bale și Ronaldo reușesc să se impună în fața lui Messi, Suarez și Neymar. 2-0 la general, din păcate a treia probă nu se mai joacă. Eu am fost Andurache și dacă ți-a plăcut ce ai văzut, abonează-te să nu ratezi viitoarele clipuri. Aștept sugestiile voastre în comentarii pentru alte idei de experimente. Vă urez ca întotdeauna să auzim numai de bine!